Slăvit să fie Dumnezeu. Nu este doar o poezie, ci este o rugăciune pentru biserica persecutată. Și aș dori să susțineți această rugăciune nu doar aici și acum, ci fiecare când ajungem în căminele noastre, pe listele noastre de rugăciune, să amintim și pe cei ce suferă pentru credința în Hristos și pentru familiile lor. Amin. Azi, rugăciunea noastră, Sfinte Tată, făcută în numele Izbăvitor, e pentru toți ai tăi din lumea toată ce suferă pentru credința lor. Ai spus că tu vei fi cu ai tăi în lume și îi vei păzi în fața celui rău. Sfințește izbăvind în sfântul nume prin adevărul din cuvântul tău. Satana a trecut la persecuții, astfel dorind, prin prigonirea lor, să le strecoare în suflet spaima morții în fața chinului grozitor. Dă-le curaj în fața amenințării, de tine, Doamne, nu se lepăda. Și chiar prin actele martirizării să fie cunoscută slava ta. Fii tu cu ai tăi din lumea musulmană, unde e fanatism religios. Să dea lumină prin tărie, hrană, să îndrume islamiștii la Hristos. Să fii cu cei ce răspândesc lumină în hinduismul neîndurător. Ca printr-o viață de iubire plină să-i îndrume spre Mântuitor. Ridică oameni de nădejde, Tată, mânați de zel cu sufletul curat, ca în biserica persecutată să fie ei exemplu de urmat. Și toți ai tăi, pe unde or fi sub soare, uniți în dragoste prin har divin, să schimbe inimile asupritoare și jugul să se scuture. Amin. Amin.